Salutare! Azi încep clipul într-o manieră puțin mai tristă. Motanul meu, Garfield, îl știe toată lumea, a murit. Noi spuneam Sparky, scânteiuță. Ce să vă zic, cât am fost în Ucraina, a avut o problemă la o lăbuță, a fost dus la doctor, a fost bandajat, i-a trecut, era totul ok. L-am programat și l-a atuns la sfârșitul lunii și de dimineață l-am găsit în afara curții, mort. Știți, pisicile, dacă au posibilitatea, număr niciodată unde au trăit, încearcă să se ascundă și să moară ele liniștite. El nu știu cum, că nu putea să sară gardul, dar a ajuns cumva în afara curții. Da. Acum, știți că eu nu gătesc, sau aproape nu gătesc deloc dulce. Astăzi o să fac ceva dulce. Lui plăcea întotdeauna, la o prăjitură, mai dea ceva frișcă, ceva cremă. Așa că o să fac papanaș. Am mai făcut odată, sper să-mi iasă, nu sunt mare specialist. O să mă străduiesc. Așa că o să merg la cumpărături, îmi cumpăr ce-mi trebuie și astăzi o să fac papanaș. Ne vedem ceva mai târziu. Am venit de la cumpărături. Acum, pentru cei mai pufăși papanași, se fac foarte simplu. Nu înțeleg de ce la multe restaurante, chiar eu ultimele două dăți am mâncat papanași tari, pietroi, nu erau buni. Haideți să vă arăt cum facem papanași pufoși și foarte, foarte simplu de făcut. Avem nevoie de 500 de grame de brânză de vaci. Țineți minte, 500 de grame. Puteți mări cantitatea sau mișora. Jumătate, adică 250 de grame de făină, iar înjumătățim 125 de grame de zahăr, 5 ouă. Am ras aici coaja de la o lămâie și o portocală bio. Aveți grijă că 99% din lămâi și din portocale sunt bio, iar coaja nu se poate consuma. Are un fel de ceară ca să nu se strice, să țină mai mult, ceva de genul și nu. Deci aveți grijă să scrie pe ele bio. Am luat dulceață vișine, afine. Foarte important este bicarbonatul de sodiu. Deci o să pun 3 lingurițe de bicarbonat. Zahăr pudră la sfârșit, am aici o esență de vanilie, puneți de care vă place dumneavoastră. Deci astea sunt ingredientele. Am și ceva smântână de casă, am luat-o din piață. Haideți să ne apucăm de ceva papanași pufoși. Ne apucăm. Prima dată brânza. Cât de cât scursă de apă, de lichid. Zahărul. Coaja de la o lămâie și de la o portocală. Esența. Puneți cât vă place. Punem ouăle. Am dat pe lângă. Ce scuze. Două. Trei. Patru. Cinci ouă mai mari. Pun și 3 lingurițe cu vârf de bicarbonat. Asta îi face pufoși. Fără bicarbonat nu o să iasă. 2. 3. Încă puțin, pentru că a doua a fost mai pe jumătate. Și acum trebuie amestecat foarte bine să incorporăm bine zahărul, să topească zahărul. Uitați, au ce culoare frumoasă.
amestec așa 2-3 minute până este zahărul topit. Dar ce bine miroase de la esența, de la coajă, de lămâie, de portocal. Continui eu să amestec. Neapărat zahărul să se topească bine. Am încorporat totul bine. Acum punem făina toată odată. Și iar amestecăm. Compoziția trebuie să aibă consistența, nu știu, la o cocă mai moale puțin. Depinde de făină, s-ar putea să mai trebuiască. Eu, din ce văd, cred că o să mai pun puțin, cam 100 de grame, sigur mai pun. O să vă arăt cum trebuie să fie compoziția la sfârșit. Mă duc să mai iau ceva făină. Eu am mai pus 100 de grame de făină. Acum ouăle diferă, unele sunt mai mici, unele sunt mai mari. Brânza poate să fie mai apoasă. Ce să vă zic? Trebuie să aveți grijă. Cred că încă puțin. Nici prea mult, că altfel e tare. Suficient. Oh, acum e perfect. O să amestec eu bine. Uitați, cam așa trebuie să fie compoziția. Mai amestec eu încă un minut și revin. Așa arată compoziția mea de papanaș. Acum, fără folie, mă duc și eu, bag la frigider cam o oră. Uitați, nu trebuie să fie foarte tare compoziția, că altfel ies și papanașii tari. Uitați aici pisicuța pătrunjel, vedeți? Are burtă. O să avem puiuți în curând. Revenim peste o oră. Așa arată compoziția după ce a stat o oră, am lăsat-o eu la frigider. Uitați, este ca o cocă. Cam așa trebuie să fie. Și acum facem diluțe pe care le punem făină. O să facem și o să formăm și ceva biluțe mai mici pentru acel capac. Vai ce bine miroase. Se lipește, dar ia, țină făină. Perfect. Da-ți așa. Vedem câte ori să iasă. Cu puțină făină. Este cam mică. Așa. Mi-au ieșit cam 10 papanași și acum o să fac opa. Am cât o prostie, dar se mai întâmplă. Acum fac ceva biluțe, așa. Tot la fel le punem în făină. Mai mari, mai mici, cum vă plac. Perfect. Le fac la fel și pe cealaltă. Acum, fiecare papanaș, după ce l-am dat prin făină, îl punem aici. Formăm o gaură. Cam așa-i fac. Nu o să-i fac pe toți acum. Vreau să prăjesc ceva
Și mai pe seara. Uite. Găină. Gaură. Nu trebuie să fie perfect, o să vedeți ce fain se umple ei când îi prăje. Hai să facem, patru. Super. Arată foarte bine. Acum pun ulei într-o tigaie și îi prăjim. Am cumpărat un nou aragaz, seamănă perfect cu cel roșu, primul meu aragaz cu care am început. Ăsta are în plus și această ieșire, îl leg la butelia cu butan și este foarte economic. Merge la fel și cu spray, dar cu spray mă costă foarte mult, este 25 de lei un spray, te ajunge să faci o rețetă. De multe ori mă costă mai mult spray-ul decât ingredientele. Ulei în tigaie, așteptăm să încingă și prăjim papanaș. Am pus papanașii la prăjit, uleiul nu foarte încins. Ia uitați ce fain se umflă, ia uitați ce frumos se formează ei. Lăsăm așa la o temperatură medie, doar ce am pus și a scăzut puțin temperatura la ulei, dar o să-i vedeți ce frumos se prăjesc ei. Ia uitați aici. Uitați ce bilă frumoasă s-a format. Ce frumos se umflă ei. Mama mia. Să vedeți ce frageți o să fie. Cât de bine arată și uitați ce fain s-au umflat ei. Vă spun, sunt extraordinar de fragezi. La foc mic, îi prăjim. Sunt aproape gata, îi mai întorc o dată și scot pe hârtie absorbantă. Îi las puțin să răcească, nu pun nici smântâna și nici dulceața când ei sunt fierbinți pentru că se încrudează. Nu pot să vă spun, asta este o tigaie mare, să vedeți cât de fain s-a umflat și o să fie frageți și o să fie nemaipomeniți. Imediat îi scot. Gata papanașii, încă frig, îi las să răcească aproape complet și imediat punem și în farfurie cu ceva dulceață, cu smântână. Mama mia, uitați ce bine arată. Perfect. Acum o să punem smântână. V-am zis, asta e smântână de casă, este mai tare, era poate mai ok una ceva mai lichidă. Așa. Din abundență. Pe un papanaș o să pun ceva dulceață de afine. Ia uite. Pe celălalt dulceață de vișine. Asta este preferata mea. Deci câte un moț.
puțin zahăr vanilat. Uitați cât de bine arată. Papanașii mei pufoși. Imediat și gustăm dintr-o nură. Abia aștept. Hai să încercăm dintr-un papanaș. Dau asta la o parte. Și tăiem așa. Uitați cât de frage sunt. Mai puteți pune smântână. Mai puteți pune dulceață, cum vă place. Ia. Uite cât de frage sunt, de bine arată. Extraordinar sunt. O să mai pun ceva smântână. Mi-e pare că ne cască smântână. Cât de frage sunt și se simte pregnant vanilia și coaja de la portocaj de la rămâie. Foarte, foarte bun sunt. Trebuie neapărat să încercați. Ce să vă spun? Trebuie să încercați. Eu vă mulțumesc și ne auzim cu noi rețete. La revedere!